Mulțumim Domnului de ajutorul până aici și cerem bunăvoință în continuare. Astăzi, lecția a șaptea din tematica cateheză despre căsătorie, etapele procedurale premaritale. Adică ce evenimente, în ce ordine, în ce conținut trebuie să aibă loc pentru ca un tânăr sau o tânără să devină familiști. Căsătoria este o nevoie fundamentală a omului, am putea spune că este o funcție a creației. Creația a continuat prin fenomenul căsătoriei, prin procreerea care are loc prin unirea celor doi, soț și soție. Asta dovedește de la început Scriptura, când în Cartea Genesa, capitolul 2, prin fața lui Adam trec diferite viețuitoare, fiecare după specia ei și modul ei de reproducere, a făcut ca să se perpetueze viața la nivelul vietăților terestre, însă spune Scriptura, pentru om nu se găsise încă, Dumnezeu a creat și de atunci s-a perpetuat rasa umană cu care Dumnezeu, așa cum știți, are un scop special. Trebuie să înțelegem că acest proces natural, de aceea am amintit de animale, în cazul oamenilor are loc sub asistența divină. Dumnezeu este implicat în această lucrare. El are planurile sale, de aceea suntem îndemnați, spunea Psalmistul 37:5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Aceasta cu siguranță cuprinde și segmentul, perioada de formare a familiei. Aparent pare un proces simplu, oamenii au libertatea să se îndrăgostească, să se căsătorească. Pe de altă parte, este un fenomen complex și când îți dai seama cât te implică, atunci cei care gândesc în mod real și iau în calcul toate problemele, își dau seama că situația necesită ajutorul lui Dumnezeu. Spunea un tânăr, discutând cu părinții săi despre acest subiect, tată, pentru tine a fost ușor că te-ai căsătorit cu mama. Dar gândește-te că eu trebuie să iau o străină. Un adevăr. Numai că Dumnezeu din o străină, care se dovedește a fi în fond os din oase și carne din carne, o lucrare tainică, face un parteneriat în care cei doi devin una. Vreau să rețineți de la început că în acest proces este important statutul fiecărui tânăr sau tinere și totodată comportamentul lor. Nu la fel îngrijește Dumnezeu de unul care face parte din poporul său, care este născut din Dumnezeu, față de un altul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, căruia și dacă ar vrea Dumnezeu să îi dea un sfat, nu-L înțelege și nu-L poate primi. Însă vă rog să rețineți și cei care sunteți născuți din nou că Dumnezeu nu ne robotizează și copiii credincioșilor, voi în cauză puteți face greșeli. Deci este important în primul rând statutul, cine ești înaintea lui Dumnezeu, în al doilea rând, cum te comporți în perioada aceea. Iată ce scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6. Un cuvânt care cu siguranță poate fi aplicat și vieții de familie, citim de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce înțelegere poate să fie între cel credincios și cel necredincios? Versetul 17. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi.
Eu vă voi fi tată și în voi să fii și fiice. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe sau niște drepturi speciale, preibiților să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și, atenție, să ne ducem sfințenia până la capăt în frică de Dumnezeu. Ieri m-a sunat un prieten din altă parte a țării și m-a rugat ca astăzi să îl ajut în rugăciune, pentru că cineva din cadrul familiei lui, o nepoată, mi se pare, zicea el, parcă este vrăjită. Ea este credincioasă și vrea cu tot din adinsul să se căsătorească cu un necredincios, ba încă divorțat. Deci, sunt situații în care oamenii, aparent până atunci credincioși, în ceea ce știm noi, fac greșeli în această fază. Așadar, etapele procedurale premaritale sunt foarte importante. Voi enunța mai întâi câteva principii. Anii premergători căsătoriei sunt foarte importanți pentru formarea și chemarea spirituală a fiecărui individ. În anii dinaintea căsătoriei trebuie să se formeze o relație stabilă cu Domnul. El trebuie să fie primul prieten a oricărui tânăr sau tinere. Așa cum zice Eclesiastul, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Apostolul Pavel, scriind în 1 Corinteni, capitolul 7, despre perioada premariteală și rolul ei, felul în care ar trebui să își consume timpul tinerii, scria de la versetul 32. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Versetul 34. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Dacă așa vor fi băieții și fetele noastre, slavă Domnului! Adaug și din 2 Timotei, capitolul 3, unde Apostolul Pavel vorbește copilului său prea iubit despre perioada premaritală și fenomenele spirituale care trebuie să aibă loc în această etapă a vieții. 3:14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Deci, înainte, am putea spune cu mult înainte de momentul căsniciei, trebuie omul să se fundamenteze în învățăturile sfinte, să-L cunoască pe Dumnezeu, să dobândească statutul de mântuit și, așa cum scrie în continuare, să învețe din Scripturi, cartea aceasta care este și o pregătire pentru viața de familie, ca omul să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Căsătoria este o lucrare bună, dar dacă nu ești format spiritual, nu poți să ai destoinicia aceasta. Adică nu știi cum să iei viața de familie, cum să intri și să îți derulezi rolul de bărbat sau femeie. Un al doilea principiu. Scriptura spune că toate lucrurile și-au vremea lor. La tinerețe, odată cu maturitatea spirituală de care vorbeam, maturitatea intelectuală, omul ajunge, datorită școlii și trecerii anilor, să dobândească noțiuni despre viață, despre felul în care să chipzuiască. La tinerețe ajungem și la o maturitate fizică, la o maturitate emoțională. În vremea aceasta apar în mod natural, legitim, orientările cu caracter marital, acea numită vreme a dragostei. Principiul care îl enunțăm potrivit Scripturilor este că vremea dragostei trebuie să fie legată în mod inseparabil de căsătorie. În societatea noastră, dragostea este tratată distinct de viața de familie. Ba mai mult, copiii sunt provocați în mod prematur să se deschidă emoțional și să cunoască acest domeniu tainic ce este rezervat de Dumnezeu prin creație și prin organizarea numită familie strict
pentru acest compartiment al vieții. Iată ce citim din cartea Eclesiastul, îndreptățindu-ne în cele spuse, capitolul 3, după ce de la versetul 1 enumeră câteva lucruri care și-au vremea lor, zice înțeleptul, și din versetul 11, orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Vremea dragostei, repet, trebuie să fie strâns și strict legată de vremea căsătoriei. De aceea în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 4, este un apel puternic. Vă rog fierbinte, fiice Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Fericii de cei care înțeleg aceasta și care nu fac greșeli. Citesc și din cartea Ezechiel, unde avem o imagine reprezentativă pentru această perioadă, când dragostea își găsește locul în viața noastră în mod natural, capitolul 16, versetele 7 și 8, ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită, când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Dumnezeu vorbește în mod figurativ despre unirea sa cu Israel, folosind imaginea maturității unui tânăr și a unei tinere, care la vremea potrivită corespund din toate punctele de vedere pentru a intra în viața de familie. Sau gândind la ce scrie în Psalmul 127, versetele 4 și 5, că și copiii trebuie făcuți la tinerețe, înțelegem în mod logic că atunci este vremea pentru căsătorie. Provocările societății noastre sunt pentru întârzierea momentului oficial al căsătoriei. În parte pe motive aparent obiective, școli, lipsuri materiale, dar în mod deosebit în Europa se observă că tinerii își permit mai întâi să conviețuiască în mod nelegitim și târziu, spre 35-40 de ani, de-abia se căsătoresc și ei legal, urmând ca să aibă, potrivit regulilor vremii, un copil sau doi. Este ceva nenatural și împotriva a ceea ce Dumnezeu a gândit cu privire la viață. De aceea dorim ca Domnul să binecuvânteze tinerii să-și înțeleagă vremea dragostei lor. Când este natural, potrivit, când este timpul cel mai optim să se căsătorească. Unul treilea principiu de ordin general, căsătoria trebuie să aibă loc în granițele poporului lui Dumnezeu. Acesta este un principiu care nu permite abateri. Dumnezeu a precizat foarte clar în Vechiul Testament, cartea Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 1, notează interdicția pentru evrei de a se căsători cu tineri sau tinere din alte popoare. Iată aici în enumerare câteva popoare din zona aceea. Apoi scrie de la versetul 3, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. De ce? Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor dumnezei, Domnul s-ar aprinde mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Au fost însă evrei care au încălcat această regulă. Unii poate în mod deliberat n-au vrut să țină cont de cuvântul lui Dumnezeu, alții au crezut că pot să reziste provocării căsătoriei cu un necredincios, cu un neevreu în cazul lor. Au rezistat? Cazul Solomon din 1 Împărați, capitolul 11, este poate cel mai evident. După ce în versetul 1 sunt enumerate popoare din jur și noi ne gândim la fetele din acele națiuni,
care făceau parte din neamul spre care Domnul zise copilului Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, că își va întoarce negreșit inima spre Dumnezeilor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A avut neveste din sutele ce și le-a adunat din aceste popoare, dar zice în versetul 4, când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au atras inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnul Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Deci a gafat, n-a rezistat. În limitele poporului Dumnezeu așadar, căsătoria trebuie să se deruleze sub auspiciile voii lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui. Pentru cel născut din nou, procesul marital, chiar dacă este specific fiecărui individ, trebuie să poarte amprenta călăuzirii lui Dumnezeu. Deși el lasă libertate în cadrul poporului Dumnezeu, dar Dumnezeu, potrivit Scripturilor, și vom vedea aceasta în cursul lecției, are pentru fiecare din noi o voie a Lui, un scop care nu poate fi îndeplinit dacă eu mă căsătoresc în afara orientării, a lipsei ajutorului care l-a rânduit Dumnezeu pentru mine, a compatibilității. Cu asta nu spun că cei care au greșit nu mai pot să aibă vreo posibilitate de a sluji. Vor fi însă unii împiedicați în a-și exercita slujirea și în a-și îndeplini chemarea pe care au primit-o din partea Domnului. În cartea profetului Isaia, capitolul 62, versetul 5, este o referință despre felul în care se unesc doi prin fenomenul dragostei, care, așa cum analizam în lecția anterioară, vine de la Dumnezeu. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, un proces natural. Dă un exemplu, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Deci unirea și bucuria la vremea potrivită sub călăuzirea Domnului este întreagă. Rămânând pe aproape, întoarcem la Ieremia, capitolul 2, pentru a vedea din nou într-o imagine profetică, cu referire la viața de familie, felul în care Dumnezeu reușește să-i lege pe doi din cadrul poporului său și să realizeze familia. Domnul vorbea despre Israel astfel: mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Deci chiar dacă nu erau condiții propice din cele mai bune, legătura dragostei face ca să se realizeze o unitate desăvârșită. De aceea scrie și în Cartea Cântării a Cântărilor, capitolul 2, de la versetul 1, pentru cei credincioși, pentru vremea potrivită, pentru doi care sunt uniți de Domnul, vă rog să rețineți aici, în Cartea Cântării a Cântărilor, e vorba de dragostea lui Solomon cu o evreică, nu cu una dintr-un popor străin. 2 cu 1 în continuare. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi, apoi vorbește despre ea, ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete, ca un măr între copaci și pădure, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag strau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragoste și steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turtii de struguri, înviorați-mă cu miere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Deci o unitate realizată pe deplin la vremea potrivită. Domnul să ajute și tinerilor noștri. Altfel, sunt riscuri și efecte de nedorit. Vom privi acum la etape, în două ipostaze, privind la începuturi și apoi la finalități. Ce vi se pare mai greu? Să începeți o relație sau să o finalizați?
prin cununie, prin oficializarea ei. Fiind vorba de începuturi, în primul rând, se ridică întrebarea nu cu cine să mă căsătoresc, ci când sau de când am voie să încep, să plec în căutare. Există uneori greșeala unor întâlniri succesive cu aceeași persoană sau cu persoane diferite, uneori pe motiv de consiliere, alteori chiar de slujire sau din motive de colegialitate, stau în aceeași bancă sau multe alte motive pot să-i facă pe doi tineri să petreacă mult timp împreună, ceea ce duce la a le trezi sentimentele, emoțiile și a veni dragostea înainte de vreme. Tinerii pot să trăiască împreună în grupuri, dar când este vorba doar de doi, oricare ar fi motivația întâlnirilor lor. Am întâlnit situații în care cineva a spus despre celălalt: el era mai slăbut spiritual, avea probleme cu părinții sau mai necredincioși și eu l-am ajutat mult spiritual. Se poate. Însă tot trebuie să recunoască mai degrabă sau mai târziu că cel puțin în unul, dacă nu intrăm în doi, se naște un sentiment de iubire. Și poate unii nu și-au dat seama că este prematur. Unii nici nu s-au gândit că se va ajunge aici. De aceea, prima întrebare este când îmi pot permite să discut live sau virtual cu un tânăr sau o tânără. Vă rog să rețineți, călăuzirea divină necesară oricărei alegeri bune și un comportament curat, evident, apare înainte de a-ți alege singur calea. Nimeni să nu se aștepte să primească o călăuzire de la Domnul după ce el și-a arătat opțiunea. S-ar putea să fie prea târziu. Și totodată, vă rog să rețineți, călăuzirea în alegere nu se primește luând o zi de post și mergând la un proroc. E prea ieftin. Călăuzirea se primește cu insistență, în smerenie, în sinceritate. Acestea sunt regulile generale de a obține cineva lumină și călăuzire de la Domnul. Iată ce scrie în Psalmul 25. Citesc versetele 9 și 12. Domnul face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul arată calea pe care trebuie să o aleagă. Altfel poate să întrebe și Domnul poate să-i spună. Dar se va vedea mai târziu de ce nu a fost o alegere mai reușită. În aceeași idee citim din Proverbe 3 pentru a vedea ce comportament ar trebui să aibă tinerii ca să poată fi călăuziți și să facă alegeri bune. 3 cu 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Spunea un frate: eu îl cunosc pe Dumnezeu, Domnul mă cunoaște. Și când a fost să căsătorească, a zis: Doamne, este vremea, mă duc la adunare. Așa a primit el încredințare. De dimineață și prima fată care intră în adunare, se pune respectos pe genunchi și se roage, când se termină slujba, mă duc și îi comunic. Așa a fost, așa a făcut. Au peste 60 de ani acum și o familie bună. Trebuie să ai încredere, altfel tragi la sorți de 3 ori. Ai un mesaj și mai vrei încă unul. Intri în stări de neclaritate. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale. Asta înseamnă că Dumnezeu are drept să schimbe căile.
Și el apoi îți va netezi cărările. Dar trebuie să insiști, spunea Domnul Matei 7:7, cine caută, găsește. Cine cere capătă și celui ce bate, îi se deschide. Dar dacă apar influențe, e frumoasă. Și o alta, să zici, e mai puțin frumoasă. Asta are ceva bani, sau băiatul ăsta are o situație materială bună și el. Dacă nu-i smerenie, nu-i sinceritate, nu-i dorința profundă de a face voia Domnului, nu-i o relație stabilă, atunci s-ar putea să primești ceea ce ți se cuvine, nu ceea ce ți-ai dori în primul rând. Spunea Domnul, tot ca o regulă generală, citesc din Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Dacă învățătura este de la oameni sau dacă eu vorbesc de la Dumnezeu. Deci, cine este devotat Domnului, pe acela Dumnezeu îl ajută, îl sprijinește. Pentru că nu este chiar ușor, dintre mai multe fete bune, să iei pe cea care ți se potrivește. Știți ce zice înțeleptul în proverbe? Multe fete au calități bune, dar pentru el era una care le întrecea pe toate. Pentru el. Nu neapărat că dacă am fi alcătuit un top general la nivelul fetelor, aceea ar fi fost prima. Pentru el e prima. Iată ce scria Apostolul Pavel în Filipeni 1, în aceeași idee de a descoperi lucrurile alese, de a avea lumină de la Domnul. Citesc de la versetul 8, căci martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog, asta e și o îndatorire a noastră, a părinților, ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, deci iată o dragoste deșteaptă, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. În această idee, fiecare tânăr are nevoie de înțelegerea lui, independent. Înțelegerea unuia nu o substituie pe acelălalt. De exemplu, a fost băieți care au zis la fete și au zis, mie mi-a vorbit Domnul că tu ești pentru mine. Și a zis foarte simplu, aștept să-mi vorbească și mie Domnul. Nu poți tu să semnezi și în locul meu. De aceea este important ca fiecare să identifice în celălalt corespondentul său. Când a fost adusă Eva în fața lui Adam, el a zis, iată în sfârșit, cea care este os din oasele mele, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Această constatare trebuie să aparțină și tânărului și tinerii. Trebuie și de o parte și de alta Domnul să le vorbească într-un mod clar și nicio parte n-are voie să forțeze termenii de împlinire pe baza înțelegerii proprii. Vă dau două imagini din Faptele Apostolilor, asupra cărora nu insist pentru că le cunoașteți. Fapte 9 și Fapte 10. În Fapte 9 este convertirea lui Saul. În timp ce el se ruga, a văzut în vedenie pe un om, așa-i? Anania venind la el. Dar în paralel, la cealaltă adresă, Domnul a vorbit lui Anania. Du-te pe strada dreaptă că este unul Saul, el se roagă. La fel, imaginați-vă că cel care stă e fata, cea care stă, cel care vine este băiatul. Trebuie să vorbească Domnul și unul și altuia. Fapte 10, Domnul a vorbit lui Corneliu, trimite la Iope. Dar dacă nu vorbea Domnul între timp lui Petru, mergea Petru? Nu mergea. Când Domnul vorbește de ambele părți, lucrurile se simplifică, se clarifică. Este clar și lui, este clar și ei, dar observați, la unii Domnul le vorbește într-un fel, la alții într-altul. Unii poate ca Petru au nevoie să vadă vedenia de două ori, nu?
până să le fie clar. Poate le se pare că e ceva necurat sau că n-ar fi ceva bun la fata aceea sau la băiatul acela. De aceea spuneam că trebuie să ai încredințare, altfel te bâlbâi. În Roman, capitolul 14, scrie despre încredințare și problemele de căsătorie sunt bazate pe încredințare, de aceea luăm în calcul declarațiile lor. Versetele 22 și 23, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, apropo de băiat, nu mi-o poate impune și fetei, ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine, dar cine se îndoiește este osândit. Tot ce nu vine din încredințare e păcat, adică o lipsă de încredințare va cauza mari probleme ulterior. Oameni care regretă pasul căsătoriei și îndoiala a fost însăși la originea vieții de familie. Așadar, dragii mei, să ne ajute Domnul să fim pocăiți noi și copiii noștri, ca Domnul să dea călăuzire și căsătorire să fie în voia Lui. Dar pe unii Domnul îi va lăsa să se căsătorească așa cum vor. V-am mai amintit cazul acela pe care l-am auzit și eu, când un tânăr împreună cu o fată au plecat să pună înaintea Domnului, cum se zice, să afle voia Domnului. Sau poate mai degrabă pentru unii spune să-i fure Domnului o semnătură. Și dacă se poate, și o binecuvântare. Au ajuns, Domnul le-a vorbit și a fost un mesaj interesant în care i s-a spus lui, poți să te căsătorești. Însă când îți va fi greu să ieși afară, să te uiți la stele și să înveți de la ele. Și într-o seară, după o ceartă prelungită, a ieșit afară, era un cer cu stele și a zis, Doamne, ce să învăț de la ele? Simplu, să luminezi și să taci. Domnul dă șansa mântuirii, numai că nu-i tot una să te mântui cântând sau mușcându-ți limba. Dar poate tot limba-i de vină. Domnul să dea îndurare. Acum aș vrea să spun ceva tinerilor, ceea ce poate nu le place și poate nu înțeleg. În procesul căsătoriei, prietenia nu este o etapă biblică și nici nu vă voi vorbi despre ea. Biblic avem de-a face cu o curtare. Și asta se realizează în asociere cu părinții spirituali și cei biologici, naturali, care au experiență și vor binele copiilor lor. Spunea Domnul că și părinții răi, care nu sunt atât duhovnicești, tot vor binele copiilor lor. Iar în 1 Corinteni 7 scrie foarte clar de sânse părinților, cine își mărite fata bine face, cine nu mărite mai bine face. Ce înseamnă asta? Că părintele are un drept, are un rol. De altfel, vă rog să-mi spuneți, stimați băieți, până fata nu se mărită sub autoritatea cui este? Cine poate să-i anuleze juruințele ei? Tata, da? Este normal ca să o iei de sub autoritatea celui care este, fără ca să discuți cu el? Eu pot vorbi liniștit că nu mai am fete. Spun să audă băieții mei să înțeleagă că fetele sunt sub jurisdicția părinților lor și orice intenție de curtare trebuie să includă familia. Vă rog să rețineți, întâlnirile directe, live sau virtual, sunt refuzul consilierii, adică o dorință de a te căsători fără slujitori și fără părinți. Dar acestea sunt apărute doar în ultimii 50 până la 70 de ani. În secolele, în mileniile trecute, căsătoria se realiza în conlucrare cu părinții.
Dar vă rog să rețineți, statisticile ne ajută. Căsătoriile realizate pe întâlniri directe nu dau rezultate bune. Puteți să vă ascundeți de noi ca părinți. Dar asta este afacerea voastră. Și dacă nu iese, trebuie să vă suportați rezultatele. Au fost cazuri izolate și în vechime, de exemplu un judecător 14, Samson, el liderul din Israel, a încălcat regulile. Eu v-am citit din Deuteronom că părinții lor li se spunea să nu-ți măriți fata, să nu-ți însori băiatul cu cei din afară. Dar ce rol m-au avut părinții lui Samson dacă el a ales fără ei, dacă el a stabilit o întâlnire directă? S-a dus la părinți și iată ce le-a zis, citesc de la versetul 1, putem să amintim câteva secvențe, s-a coborât la Timna, a văzut o fată, s-a suit înapoi și i-a zis, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mamă i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de evrei să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt de tăiați împrejur. Și Samson al statului său, ia-mi-o, căci îmi place. Vedeți un tânăr pe ce se bazează când exclude părinții și slujitorii? Pe ce îi place? Știți cum s-a soldat nunta aceea, că viața de familie nici n-a fost. A fost un eșec total din start. Vă dau însă un exemplu pozitiv din cartea Rut. O tânără moabită, a cărei părinți probabil muriseră oricum dacă nu erau într-o țară străină, dar ea era sub autoritatea de familie a soacrei ei, Naomi, și aceasta a îngrijit de familia ei, de căsătoria ei. Iată ce i-a zis soacra ei, 3:1, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. A ajuns Rut fericită? Da. A ținut cont de sfatul soacrei? Da. Boaz la rândul lui n-a trecut peste regulile legii. A adunat bătrânii. A spus că este un altul cu drept de răscumpărare înaintea lui. S-au respectat toate procedurile și rezultatele au fost bune. Mi-am amintit despre o situație în care un tânăr și o tânără, în acord cu părinții, care îi cunoșteau pe amândoi credincioși și intenționau să se căsătorească. Dar au întrebat pe Domnul. Și Domnul a spus că n-ar fi potriviți unul pentru celălalt. Ei nu vedeau în ce n-ar fi potriviți. S-a dovedit însă după câteva luni că unul din ei s-a îmbolnăvit, iar celălalt a fost chemat pe câmpul de misiune. Și pentru fiecare din ei Domnul reduse un alt partener, pentru cel care a devenit misionar, unul care avea și el specific misionar și pentru celălalt un altul care să-l îngrijească potrivit cu nevoia lui. Este foarte important să beneficiem de călăuzirea Domnului și de ajutorul părinților și slujitorilor. Am fost chemat odată la o nuntă în Irlanda și am ascultat cu plăcere relatarea întâlnirii și căsătoriei mirilor. Neavând părinți acolo, el s-a rugat și a spus, Doamne, ajută-mă, ce trebuie să fac? A avut două vise. Într-unul se făcea că în adunare pe o parte erau băieții, pe partea cealaltă fetele și toți care voiau să căsătorească ieșeau la interval. Când a ieșit el, a ieșit o fată din bancă și era cineva care conducea adunarea și a zis, nu, e alta pentru el, așteaptă-ți, vine-ți rândul. Și a visat fata aceea, a continuat să se roage și a avut un alt vis în care s-a întâlnit cu ea și a invitat-o să iasă undeva la o întâlnire directă. Și fata i-a zis, eu locuiesc la fratele meu care este căsătorit, i-a zis în vis. Dacă vrei, ne întâlnim acolo. Și visul a continuat în acea sufragerie, undeva la cumnatul lui în viitor. De o parte pe un fotoliu stătea cumnatul lui cu soția și în partea cealaltă s-a văzut pe el cu nevastă sa. Într-adevăr, când s-a dus să vorbească cu ea, ea a refuzat o întâlnire directă. Și a zis, dacă vrei și ai o intenție serioasă, vii unde locuiesc eu. Uite adresa, fratele meu. Mă cauți acolo și putem vorbi.
În asemenea condiții, nu-i riscul imoralității, dar este șansa binecuvântării. Alegeți! Domnul să vă dea îndurare. Iată și un exemplu biblic. Procedura robului lui Avram, prezentată în Genesa 24, arată principiile maritale ale celor credincioși și implicarea divină. Deci vă dau un exemplu pentru tot ce v-am spus până acum. În Genesa 24 apare implicarea părintelui Avram, care și-a chemat un om de încredere, un rob, administrator general al averilor sale, și în versetul 3 îi zice, te voi pune să juri, chestiuni solemne. Acesta ia în calcul și varianta că fata nu vrea să accepte. Avram aduce argumente suplimentare și zice în versetul 7, Domnul Dumnezeu cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând seminții tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Cum știți, Eleazar pune un semn, îngerul își face lucrarea, fata este prima, se împlinește semnul, merg acasă, discută cu familia. Vă rog să rețineți, fata nu a negociat singură la fântână, și-a anunțat familia. Familia împreună au chipzuit, au înțeles că lucrul acesta vine de la Domnul, în final au întrebat-o pe fată, au binecuvântat-o și a plecat. Și a fost bine. Implicarea divină și a oamenilor lui Dumnezeu aduce rezultate. Doamne, ajută! Să privim la finalități. Conturarea unui plan, pe baza înțelegerii voii lui Dumnezeu, solicită o expunere sinceră a realităților spirituale, intelectuale, materiale, fizice, adică cei doi împreună cu familiile lor, în ceea ce îi privește pe toți, doar ei doi în ceea ce îi privește pe ei, trebuie să discute, și dacă vă amintiți, spuneam la lecția anterioară că dacă tinerii nu se dedau pasiunilor senzuale, când se întâlnesc, pot să discute ce crezau, ce principii de viață, ce orientări profesionale, ce pasiuni gospodărești, ce alte noțiuni îi pasionează, ce vor să facă în viață. Ei pot să discute efectiv la rece, în modul cel mai stabil și mai concret. Dar dacă te uiți așa după ochii ei, nu o să-i mai vezi mintea. Să vezi ce gândește. Și zice înțelept în Proverbe 11:22 că o fată frumoasă și fără minte, iată animalul, necurat și mare, cu inel pus de tine, fără chipzuință. E foarte important ca în aceste discuții să se vadă potrivirea, compatibilizarea. Cum s-ar putea forma o prietenie între un credincios și un necredincios dacă ei a discuta lucruri spirituale? Totul s-ar reduce la o slujbă de evanghelizare, nimic altceva. N-ai ce să discuți altceva decât să-i spui despre Domnul. Da, dar iată că în asemenea situații cel necredincios preia comanda și conduce discuția pe alte tărâmuri care sunt periculoase, în zone în care tinerii se scufundă. Și apoi nu-și mai pot zidi o casă pe stâncă. Trag și ei la mal, așa, din greu, și o zidesc pe nisip. Dar cu vremea se năruiește. Tinerilor, fiți naturali, părinților, prezentați realitatea așa cum este. Credeți că puteți juca teatru o viață întreagă? Băiatul nostru este bun, fata noastră este harnică. Și după aceea este gata bateriile. Și nu mai poate munci? Eu le-am spus la băieții mei, la cei mai mari, fiți atenți că eu am să spun la fete, realitatea voastră spirituală, felul în care știți sau nu știți să păstrați curățenia, dacă nu vorbim despre lucrurile astea, ele vor fi amintite mai târziu, sub formă de ceartă. Înțelesul de la început elimină cearta de la urmă. Și dacă toate lucrurile acestea duc la o convergență a ideilor, a ființelor, zice, n-am o 3 cu 3, merg doi oameni pentru un fără să înțeleagă? Nu.
Atunci, toate acestea se finalizează cu logodna, la care părinții trebuie să fie prezenți. Dar cum vă imaginați o logodnă la care părinții sunt invitați? Dacă până atunci ei au fost oarecum absenți în ceea ce s-a întâmplat. Logodna permite ruperea legăturii pentru situații speciale. Și dacă a fost în curăție, nu este o tragedie. Dacă respectivii sunt în conștiență de toate fenomenele, vor suporta toate acestea. Vă citesc și câteva referințe, Rut, capitolul 3, de la versetul 12. Despre felul în care toate lucrurile trebuie discutate. Sau sunt situații prezența unor boli, sau antecedente. Trebuie să fie o excepție în condițiile date. Este adevărat, zice Boaz, că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere, dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra, eu viu este Domnul, culcă-te până dimineață. Dacă rămâi liniștită, că eu voi face tot ce ține această procedură. Și în capitolul 4 urmează procedura în sine, în care fiecare prezintă adevărul și lucrurile se finalizează cu bine. Amintiți-vă de episodul din Iosua 9, când gabaoniții vin aranjați, dar nu așa cum se mergea pe ții, dimpotrivă, cum se mergea cerșii. Așa a fost situația acolo, că ei sunt veniți de departe, au reușit să înșele pe evrei în frunte cu Iosua. Au luat din merindele lor, spune Scriptura, și la 3 zile au aflat cine sunt de fapt cei cu care au intrat în legământ. Iată de ce trebuie să cercetăm. Oamenii se ascund. A fost situații în care am spus unui tânăr sau tinere de aici, celălalt era din altă parte a țării și plecat peste hotare, vrei să mă interesezi în locul de origine și acolo unde este, că îi cunosc pe frați? Și a zis, nu mă interesează. I'm sorry. Dacă pe tine nu te interesează, eu încerc să te ajut, dar eu nu pot să te căsătoresc sau să te despart. Vei afla mai târziu. Dar s-ar putea să-ți pară rău. Mi-a povestit un frate slujitor, zice, la prima nuntă care am oficiat, am avut o surpriză de proporții. Vine un bilet din sală, frate, să nu-i cunun, că mirele a mai fost cununat odată. Dacă-i cunun, mă ridic și spun. Am povestit fraților, am trăit niște emoții, am anunțat cineva, a făcut o sesizare, rog frumos să mă aștepte la urmă, aici este casa Domnului, avem prieteni, nu știa cum să liniștească. Și respectivul s-a păstrat, nu a anunțat în plen și pe urmă s-a dovedit că mirele fusese cununat și divorțat în altă parte a țării și mireasa nu știa. Oameni pe care zice că nu-i interesează. Ba unii chiar spun așa, într-un mod neprofesional, dragostea e o arbă. Da, dar omul își capătă vederea după aceea. Și lucrurile care se văd sunt dureroase, sunt neplăcute. De aceea să fim sinceri. Amin? Dumnezeu îi ajută pe cei sinceri, chiar dacă avem defecte, chiar dacă am greșit. Asta este. Poate a greșit și celălalt. Și ne compatibilizăm, ne înțelegem mai ușor, ne suportăm, ne acceptăm. Rog să rețineți, logodna nu este o lună de miere. Și aici fac o mică paranteză, expresia lună de miere are o origine ciudată. Pe fondul fricii de a nu fi părăsit de parteneră, obișnuiau să le dea de băut o anumită aghiazmă, ca să îi seducă și să stea cu ei. Deci nu are o sorginte prea interesantă sintagma asta, luna de miere, dar în fine, în Biblie știți că era un an de scutiri de servicii grele. Timpul de la logodnă la nuntă este pentru pregătirea spirituală și materială. Iacov a făcut înțelegerea cu Laban, direct, în lipsa părinților. Avea acordul lor, ei l-au sfătuit să plece acolo. Și a trebuit să plătească prețul. Înțelegerea era făcută, dar trebuia dată dota. S-a păstrat curat, că dacă n-ar fi fost curat, știa el care e Lea și care e Rahela, așa-i? Iată că n-a știut. Ele s-au păstrat sub voal, fără să aibă vreo tangență cu ele. În Israel era timp de un an între logodnă și nuntă, dar vă rog să rețineți, nu se întâlneau
Și noi putem admite, e plecat în Australia, în America, vine aici, se logodește, pleacă înapoi și vine peste noi să facă nuntă. Ok. Atenție cu internetul. Dar în condiția în care cei doi se întâlnesc, atunci, și nu-i cazul de a plăti nici cu eroism ca David, nici cu muncă, așa ca Iacob, atunci ce împiedică să-și amâne nunta pentru la anul și la mulți ani? Doar așa ca să fie ispitiți? Am fost într-o situație în care nunta era programată peste câteva luni. Fiind de față în casa părinților unuia dintre ei, a venit și celălalt și când am văzut cum se privesc, romantism puțin spus, m-am gândit eu, privirile astea o să reziste atâtea luni de zile? Câtă grijă la părinți, câtă teamă pentru ei? Iosif și Maria erau logodiți, dar nu numai că nu locuiau împreună, Maria a fost dusă în munți, la Elisabeta. Iosif, un om neprihănit, se gândea ce are de făcut. Cazul Iosif și Maria evidențiază comportamentul unui om neprihănit pe perioada de logodnă și procedura care trebuie urmată în litigii maritale. Spune Scriptura în Matei, capitolul 1, s-ar putea să ajungă cineva în situația neplăcută să afle ceva târziu. A încheiat logodna și află că fata e gravidă. Ce-i de făcut? Aici se dovedește dacă a fost o inimă curată, dacă a fost iubire. Spune Scriptura aici, versetul 19, fiind un om neprihănit și a pus de gând să o lase pe ascuns, deci fără să o expună pe ea, în Israel exista chiar riscul de a fi ucisă cu pietre, dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului care i-a zis ce are de făcut. Dacă cineva este nevoit să se retragă, trebuie să o facă bazat pe călăuzirea Domnului. O vorbă înțeleaptă zice, nu fă un pas înainte fără să știi că aceea e direcția bună, dar nici un pas înapoi, fără să fii sigur că nu-i direcția bună. Că cine se îndoiește seamănă cu valul mării și își va pierde orice călăuzire și siguranță. Trebuie însă să manifestăm respect și amabilitate. Mă retrag, Dumnezeu să te binecuvinteze, să ne putem vedea cu drag în adunare și pe plaiurile cerului. Domnul să dea îndurare, amin. Încheiem, reamintindu-vă așadar că începutul trebuie să fie cu Dumnezeu și cu părinții spirituali, într-o tratare pertinentă și cu multă sinceritate a problemelor și fenomenul se finalizează cu logodna, care este o înțelegere completă între cele două părți, de regulă și în prezența slujitorilor bisericii, când toate lucrurile devin clare și se anunță un calendar stabil, o numărătoare inversă spre nuntă, ceea ce vom discuta în lecția următoare. În încheiere spun că reușita unei proceduri premaritale este legată de dreptul de binecuvântare. Se va vedea cine e binecuvântat și cine nu. De aceea, drag tânăr, dobândește și caută calități sfinte. Pregătește o bază materială pentru căminul tău și păstrează sentimentele pentru viața de familie propriu-zis. Este foarte important să fii pocăit și fată pocăită să cauți. Dar dacă nu ești, crezi că o să cauți? De asemenea, e important în al doilea rând să te pregătești material pentru viața de familie, să ai o profesie, un serviciu și fata de asemenea să se priceapă la toate. Pentru ca să poată intra cu bine în viața de familie. Spune Scriptura în Proverbe 19:14, despre originea harurilor pentru cei cu perspectivă și apoi în realizarea căsătoriei. Casa și averea le moștenim de la părinți.
Dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Rolul binecuvântării este determinant. Apoi, v-am spus în această seară, nu știu dacă luați lucrurile totalmente în serios, curtarea, nu prietenia. Prietenia are de-a face cu un teren păcătos în care cei doi nu intenționează după un calendar sănătos să se căsătorească. Curtarea, în care ne adresăm întregii familii din care vrem să luăm fata, și apoi logodna, oficializarea și publicarea căutării și a înțelegerii, trebuie să se deruleze pe o bază spirituală și sufletească, care deschide apoi perspective fizice. Să se evite implicarea emoțională și atingerile fizice. Fetelor, să știți să le spuneți băieților, mâna jos! Nu pune mâna pe mine! Nu ne legăm prin ținutul de mână, trebuie să ne legăm în duh, apoi trebuie să ne legăm în suflet. Trebuie să fie o bază materială pe care se așează familia noastră, un cuib. Să știm unde vom locui și apoi celelalte lucruri și o vremelor. Închei cu un citat din Osia 2 pe care îl amintim adesea la logodne, versetele 19 și 20. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Când aceste calități sfinte vor sta la baza unei relații, să știți că și iubirea se poziționează în culcușul ei, dar astea sunt baza, structura solidă a unei relații potențiale de familie. De aceea vă rog, tinerilor, reevaluați-vă atitudinea, bazele pe care vă derulați în părtășiile voastre. Sunteți credincioși, țineți la neprihănire, vă asumați slujirea dragostei și dacă toate astea sunt la locul lor, slăvit să fie Domnul. Doamne, ajută! Amin!